Înainte de începerea videoclipului, aș vrea să vă anunț că acum mă găsiți pe Snapchat și pe Instagram. Aveți detalii pe ecran și în descriere. Acum să trecem la videoclip. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem Q&A, după cum v-am lăsat și un clip zilele trecute să-mi lăsați întrebări. Îl pun în loc de vineri 13 pentru că cam aceeași audiență ar fi și nu fac cu facecam din motive personale, și anume n-am chef să pornesc acum web-ul, efectiv n-am chef să fac webcam, așa că păstrez Q&A-urile în format clasic, cu o melodie pe fundal, cu ceva pe fundal, un gameplay sau o poză la panoramă și văd eu ce mai fac. Hai, să trecem la întrebări. Prima întrebare, te arunci de pe casă și îți dă un leu. Bă, m-aș arunca și pe gratis, dar accept leul. V-am și arătat într-un clip, acum o săptămână sau două, că am dat primul meu autograf, i-am semnat cuiva o bacnotă de un leu. Vă uitați voi la clipurile mai vechi de vineri 13 și vedeți acolo. Ești pletos, în paranteză rocker? Da, și chiar în primul clip de vineri 13 v-am și arătat o poză cu mine, cât de lung aveam părul, aveam până la umăr de lung. Cât porți la picior? Cred că 42 port la șoșon. Pune Outlast, o pun pe măta capră. Urăși școala? Nu mă, ce ai, iubesc. Să mă duc la școală ca și ca atunci când iubesc să mă joc Counter. Ca idee cât de mult îmi place școala, în ultima săptămână vacanța de vară, în fiecare seară mă băgam sub pat și începeam să plâng. Dacă ai avea o armă cu căcat, în ce scopuri ai folosi-o? Ca să-i servesc lui Dragnea micul dejun. Reacționează la asta. Ești rocker? Nu mă, ce mă, ți se pare? Uite, dacă nu mă crezi, fii antenă ce melodie mi-am setat eu ca ton de apel când îmi sună telefonul. Uite, melodia asta se aude când îmi sună mie telefonul. Burn it down! Dacă ai fi Mia Khalifa, ce-ai face? Boy. Ce părere ai despre Bad Metal? Bă, ador Bad Metal-ul. Luați de aici o secvență care e efectiv... Parcă așa mă mângâie pe suflet când o văd. Când mai faci livestream? Păi, cred că peste o lună o să-mi treacă strike-ul, în caz că sunteți mai noi pe canal și ați venit după ce am primit strike-ul ăla. E bine, făceam o dată live și în timpul live-ului mă jucam ce se sursa, a pus unul un spray, în spray-ul ăla erau niște țâțe, mă rog, deci pentru spray-ul ăla care conținea niște nudități am primit strike 3 luni de zile. Da, dar într-o lună cam așa am trece strike-ul și o să pot face livestream din nou și o să fac și cu CSGO și cu voi. Ce serii ne mai așteaptă? Păi, trebuie să lanseze parcă luna viitoare un nou Call of Duty și prin februarie se lansează Far Cry 5, deci avem ce ne juca. Ești evreu? Tai că mi-e bucureștean, tata e din Ialomița, mama e de prin Sibiu, deci nu cred că se evreu. Ce alegi dintre să fii un rocker faimos sau să fii cel mai cunoscut președinte? Să fii un președinte rocker, eh? La asta nu te-ai gândit. Dacă ai fi fată, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Boy. Care e jocul tău preferat? Păi din ce am jucat așa în ultima perioadă, ar spune cu mâna pe inimă sau pe ce doriți să țini o mâna, Far Cry Primal. Deci pentru poveste și gameplay, nota 10 fără discuții. O să mai filmez Cuphead? Când o să am chef să dau cu tastatura în monitor, atunci o să filmez Cuphead. Care este youtuberul tău preferat din România? Spune un vlogger și un gamer. Păi vlogger Codrin Bradea și gamer Codrin Bradea. Da, și cam acesta a fost Q&A-ul, cam scurt față de la de data trecută, dar bine. Cred că ăsta e unul din motivele pentru care prefer să fac Q&A-urile fără facecam. Că o să-mi ia mult mai puțin să le fac și le-a editat și că a durat așa în sine cum au, mă rog. Deci cam atât cu acest Q&A, eu sper că v-a plăcut. Dacă nu v-am citit întrebarea, probabil că o să vă citesc data viitoare. Și da, cam atât. Ne vom auzi la un nou videoclip. Eu v-am lăsat, vă urez o săptămână faină, ce-am mai rămas din ea. Hai, ciao-les!